Partenerul proiectului Molda Sig. Bun venit pe coordonatele MD 2022. Vorbim astăzi nu doar despre un an nou, ci și despre un secol nou, ba chiar și un mileniu nou, anul 2001. Ultima lună a iernii începe cu un fapt divers, distrugător de povești frumoase. La 5 februarie se separă un cuplu de vis de la Hollywood. Tom Cruise și Nicole Kidman renunță la căsătorie după un mariaj de 11 ani cu doi copii adoptivi, Connor și Isabella. În politica est-europeană se profilează divorțuri mai previzibile. La 11 februarie, în Ucraina, circa 10.000 de protestatari cer demisia președintelui Kuchma. Acesta demite doi șefi din serviciile de securitate în legătură cu investigația asasinării unui jurnalist care provoacă un scandal în continuă creștere. În aceeași zi, echilibrând dedesubturile urâte ale politicei cu materie performanței umane, Anne Bancroft și Liv Arnesen devin primele femei care traversează cu schiurile Marele Ghețar Antarctic. Președintele Bush a declarat război terorismului internațional și și-a anunțat intenția de a utiliza orice mijloace pentru a distruge grupările teroriste și de a privi statele care adăpostesc sau susțin aceste grupări drept regimuri ostile Statelor Unite. Acest discurs a fost tratat ca o reorientare a politicii americane de securitate și a celei externe, fiind comparat chiar cu doctrina Truman și adoptarea strategiei represive la sfârșitul anilor 1940. Schimbările apar odată cu apelul telefonic al lui Vladimir Putin către George W. Bush, în care președintele rus și-a exprimat condoleanțele sale poporului american. Putin chiar a declarat că este gata să ajute Statele Unite prin împărtășirea informațiilor acumulate în timpul războiului din Afganistan, precum și că este disponibil să coopereze cu Statele Unite. Ca răspuns la aceasta, Washingtonul a devenit mai moale în tratarea conflictului ruso-cecen, arătând predispunerea sa în discuțiile cu privire la controlul armat, precum și la aderarea Rusiei la NATO. Astfel a fost accelerat procesul de cooperare între NATO și Moscova, precum și semnarea unui tratat cu condiții destul de avantajoase pentru Rusia, care și-a întărit poziția pe arena internațională. Ziua de 11 septembrie a fost declarată printr-un decret prezidențial Ziua Patrioților. Așadar, se încheie primul an al mileniului al treilea și al secolului al 21-lea. În Moldova s-a schimbat puterea și se părea că se va schimba și direcția de dezvoltare, dar nu numai în Moldova. Atentatele din septembrie, începutul războiului în Afganistan, vor fi considerate mai târziu punctul de plecare a războiului contra terorismului. Și asta dacă ne aducem aminte că doar cu 12 ani în urmă, căderea zidului din Berlin era considerată ultimul act al încheierii războiului rece. Dar se vede că omenirea nu poate trăi mai mult timp fără războaie, reci sau ferbinți, globale sau locale, de credințe sau de idei. Din fericire, Moldova s-a limitat la războiul de idei. Partenerul proiectului Molda Sig.